Băi, de salutare tuturor și înainte să închizi videoclipul, nu îl închide. Ascultă numai, pune-l în bară și ascultă. A, da, dacă auzi ceva pe fundal, e că am geamul deschis și plouă afară și îmi place să au cu geamul deschis larg când plouă. Bun. Băi, după cum ai văzut și din titlu și din primele 15 secunde, am început să spun că dacă vrei să mai fac Minecraft. Băi, Snic, băi, țăranific, băi, cretinule, tu nu voi, bă, tu nu ținai cont de părerea altora, băi, ce faci? Păi da, bă, de-aia mă gândeam așa, dacă voi vreți ca eu să mai fac Minecraft, aș vrea un suport. Băi, Snic, dar ești cerșător de like-uri, de suport? Bă, ce-i asta, bă? Nu te ce, băi, ai ajuns un căcat pe YouTube. Bă, eu întreb asta numai dintr-un singur motiv, că în rest mă doare haplacuc. Deci, voiam să vă întreb și pe voi asta, dacă vreți să mai fac Minecraft, cu scopul de a, dacă voi vreți ca eu să mai continui cu Minecraft-ul, oricum, o să spun și în momentele următoare ce urmează, de asta poți să lași videoclip în bară și să asculti cum o să fie Minecraft-ul, să-mi iau calculator nou, frate. Deci dacă voi vreți să mai fac Minecraft, eu o să-mi iau un calculator nou, că așa măcar una și bună, dacă tot așa, ca să știu una și bună. Dacă nu, vreți să mai fac Minecraft și ați văzut să continui cum am făcut în ultimul timp, cu un videoclip odată la 2-3 zile, fără program, la 11 noaptea, parodii animate, CSGO, alea ce au fost, măcar să știu așa că măcar nu mai îmi iau calculatoare. Că mă gândeam, bă, stăteam într-o zi și mă gândeam, deci aveam mai multe stări, într-o zi am fost așa, grupat pe stări. Aveam o stare în care, bă, nu mai am chef de calculator, ce mă, dracu, nu am, nu, mă las de Minecraft, mai fac, să vreau să cresc așa cu... Chiar am zis și lui Potolea, poate vă confirme. Na, eu vreau să cresc așa cu parodii și cu altfel de videoclipuri, după care aveam un feeling în care simțeam ăla vara, frate. Simțeam pur și simplu feeling-ul ăla că a venit vara și că e totul frumos așa și că Minecraft frumos și îmi place feeling-ul ăla, bă. Și feeling-ul ăla doboară feeling-ul ăsta, frate, că încă mi-amintesc, frate, cum era cu 3 ani când pur și simplu mă trezeam dimineața, frumos mă întindeam bine, nu pe scaunul ăsta, pe cealaltă scaunul meu de căcat. Întindeam, frate, și mă uitam așa la Minecraft, la DMSky, frate, și era așa tare, frate, era chileanu, era super, frate, și mă întrebam, bă, eu de acum, dacă o să vreți să continui cu Minecraft, o să mai fac minigame, dar în principal, mă rog, aș vrea să fac Minecraft modat. Ce înseamnă modat? Nu înseamnă modatul ăla care nu-mi place mie, nu-mi plac modurile alea, nu știu, cu Minecraft sau căcaturi cu Jurassic, nu știu ce să faci, nu știu ce quest și porcă. Nu, frate, vreau un mod de ăsta de survival, mod pe gen care se facă survival mai greu. Gen Terra Firma, Craft sau nu știu ce mai era, survival mod pe fac, am închis browserul. Că abia mă uitasem și vreau să instalez un modpack sau dacă nu, să instalez un modpack, să mai adaug moduri de la mine care să fie compatibile, să fac un survival de la frate și să vă placă. Eu asta vreau. Vreau să vă placă. Vreau că atunci când vă treziți dimineața, vara și să vedeți un live, să mă vedeți live pe mine cum mă joc asta, frate, să fie chestia de șmechereală, să-ți placă, frate, când pur și simplu îți mănânci bol de lapte cu cereale, mă înțelegi, te uiți la Snick, da, frate, asta vreau și eu. Deci asta vreau. Ori stop Minecraft, ori hai să-i dăm o nouă interfață Minecraft-ului, să facem ca lumea, frate. Hai să facem ca lumea. Deci voi hotărâți. Lăsați-mi un comentariu, pur și simplu, share-uiți acest videoclip, frate. Bă, share-uiește-l, frate. Nu te interesează. Tu share-uiește-l. Pur și simplu, faci asta pentru mine, pur și simplu share-uiește-l. Dă-i un mes pe Skype, dă-i, frate. Pune-l și tu acolo, vezi ce se întâmplă. Ce o să zic că lumea să te doare undeva, nu ține cont de părerea altora. În schimb, eu țin aici cont, v-am zis, e singura dată când mă interesează cu adevărat. Până atunci, eu vă pup pe ceafă și vă urez baftă. Salut! Voi decideți.